Salut, prieteni, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă arăt câteva monede de peste 100 de ani, monede care le-am strâns într-o perioadă destul de scurtă de timp și pe care și dumneavoastră, dacă vreți să începeți să colecționați, o puteți face, chiar colecționând monede diverse care au peste 100 de ani. Și o să încep cu moneda care este cea mai veche și este vorba de o monedă de 5 cenți, o monedă lan 5. După cum puteți observa, se vede cocoșul. Aceasta este o monedă franțuzească, practic din secolul al XV-lea. O altă monedă asemănătoare, dar de data aceasta, ia uitați, lan 5, cred că am greșit, prima a fost lan 8, din secolul 18, asta este lan 5. Avem o altă monedă franțuzească și este vorba despre o monedă cu Napoleon, la fel de 5 cenți. Ia să încercăm să poate să vede mai bine fără. În 1855, Napoleon al III-lea. O altă monedă destul de veche este această monedă, 1835. Să focalizăm frumos. Chiar dacă nu este într-o stare destul de bună, e o piesă frumoasă. Mai avem aici o monedă din anul 1867. Sunt niște piese destul de frumoase. 1920. O altă piesă frumoasă este această piesă din 1858, 1856, o altă piesă frumoasă. Avem piesa aceasta, mie aceste monede mi s-au părut deosebite și mi-au plăcut foarte mult, 1917, de aceea am și încercat să fac o serie completă. Am două, 1917, 1918, 1919, aceasta este 1912 și aceasta este 1900, o să vedem imediat, nu știu dacă se observă bine data, 1913.
după cum puteți observa, tot ce v-am arătat depășește 100 de ani. Mai am o monedă belgiană. Vreau să vă spun că acesta este unele 1916. Vreau să vă spun că aceasta este o mică parte din monedele vechi pe care le am, de peste 100 de ani. 1859 altă monedă și mai am două monede franțuzești care la fel mie mi-au plăcut și sunt și într-o stare bună, și anume e vorba despre 1923 50 de centime și 23 și 24. Să ne mai uităm o dată la aceste monede, la ani. Cred că nu se focusează foarte bine. 1926. Asta este o monedă care nu are decât 98 de ani. Acestea au fost monedele pe care vi le-am prezentat astăzi. Sper că v-au plăcut și că videoclipul a fost interesant. Vă aștept în continuare pe canalul meu de YouTube pentru a viziona și celelalte videoclipuri ale mele. Până la următorul videoclip, la revedere!